caută șeful după destituirea Laurei Codruța Kövesi. Între timp, astăzi, conducerea celui mai important parchet din țară a fost preluată temporar de procurorul Anca Jurma, fostul consilier al lui Kövesi. Colega mea, Roxana Ciucă, a participat la ceremonia de predare a interimatului DNA. Roxana, bună ziua, ce s-a întâmplat acolo? Bună ziua, Mihaela, bun găsit doamnelor și domnilor. Nu mai mult de 10 minute, mai de să spunem 15 minute, adunat aici la Direcția Națională Anticorupție. Această declarație de presă susținută de Anca Jurma, interimarul, procurorul interimar, șef de la Direcția Națională Anticorupție și procurorul general Augustin Lazăr. Evident că și-au adus laude peste laude și toate acestea au mers așa la pachet către Laura Codruța Kövesi și cea care, potrivit lui Augustin Lazăr, dimineață trebuia văzut așa la fața aici la sediul DNA-ului, pentru că Lazăr ne invitase pe noi jurnaliști prezenți dimineață la parchetul general aici la DNA, spunând că putem să participăm la acea ceremonie de predare a funcției, a mandatului de la Kövesi către Jurma. E bine, nu s-a întâmplat așa, tot evită Kövesi să dea ochii cu presa, a intrat, știm, în concediu și la parchetul general, acolo unde va merge pentru funcția de procuror, se va ocupa de implementarea strategiei anticorupție pentru perioada 2016-2020.